dezbatere actuală, științele naturii, științe sociale. Și acum, eu am doar 6 slide-uri, nu, cel mai bine ar fi să le citesc repede, că pe urmă aș vrea să fac câteva observații apropo de ceea ce a spus domnul profesor. Dacă se punea problema dezbaterii și domnul profesor spunea, să-l înțep puțin, evident îl voi înțepa cu multă plăcere, dar prima dată vreau să vă citesc slide-urile, să vă spun cam ce am dorit eu să spun. Și ce am dorit eu să spun? Vă rog să fiți atenți. Am dorit, deci, independent de domnul profesor, dar iată, s-a potrivit foarte bine. Am dorit să spun... Așa. Am dorit să spun așa, că diferențele... Deci, citesc aici ca să fie foarte rapid, da? Foarte clar, foarte organizat și pe urmă o să iau, v-am spus, mai vorbit, dar rapid. Diferențele dintre științele naturii și științe sociale sunt subliniate din două puncte de vedere. Vă spuneam că subiectul meu aici este fundal epistemologic, deci o interpretare epistemologică. Din două puncte de vedere, unul al complexului de superioritate a științelor tari, fizică, așa cum știți, unicul model de știință, se știe de ce, deci istoric, n-are rost să-l lungim, și doi, al izolării unora din științele sociale într-un câmp ce le-ar permite arbitrarul. Adică sub textul sublinierei diferențelor din punctul ăsta de vedere al celor din științele sociale este că, dacă vă uitați, științele sociale nu trebuie, nu le permite esența, nu? Să fie riguros raționale. Sau eu am o formulare, mă rog, într-un studiu mai vechi, raționale până la capăt. Adică să analizeze concluziile, consecințele, ceea ce înseamnă consecințe pentru ansamblul sistemului, vedeți că ne potrivim, să aplice riguros metoda logică, înțelegeți, a inferențelor, etc., până la capăt, nu trebuie, și vom vedea noi de ce, și, mă rog, un alt subtext este, nu e ca și cum ar exista legi din fizică, da? Legile alea sunt sfinte, da? Care obligă la certitudine și consistență. Și atunci, în mintea acestora din științele sociale, deci acumora, ar fi că inexistența legilor este înlocuită cu paradigme ideologice. Asta e, asta vreau, asta cred, bun, da, e suficient. Și B, și aici să fiți atenți pentru că voi dezvolta puțin mai încolo, teoriile sunt reciproc intraductibile. Deci dialogul științific este imposibil. Dialogul științific totdeauna este între teorii, nu e așa abstract, dar este absolut intraductibilă toată povestea. Dacă dumnealui are o paradigmă, e o altă și deci spunem că nu putem traduce, da? E, și totuși, dar, am zis eu, epistemologic, există specificul unitar al științelor. Deci ăsta a fost clul a ceea ce vreau eu să spun aici acum. Un specific unitar și al științelor naturii și sociale, da? Ceea ce contrazice punctul de vedere al celor de mai sus. Și acum, câteva elemente comune și științelor naturii și științelor sociale. Prima este asumția comună a medierii cognitive a cunoștințelor. Deci, rapid, lumea este obiectivă, sigur, știu absolut toți din toate științele, dar, atenție, noi nu o privim din afară. Cunoștințele noastre nu sunt o simplă reflectare, da? Ca vechea concepție naivă, fizică. Eu văd obiectul și pe urmă descriu, îi fac nu știu ce lege, așa mai departe. Nu, noi suntem parte și atunci cunoștințele sunt rezultatul experiențelor noastre cognitive. Am scris acolo E de la Einstein, da? Fizica, punctul de vedere al observatorului, ați văzut, am pus între ghilimele. Deci, asta ce înseamnă, tradus pentru noi, punctul de vedere al observatorului, punctul de vedere al locului nostru social, al ideilor primite, da? Faptul că lumea este tradusă în idei, da? E, aceasta este o asumție comună și pentru științele sociale și pentru științele naturii. Deci, iată un element comun. Și spun acum, nu mă pot abține, ceea ce voi, mă rog, voi concluziona la sfârșit, și anume ce? Că și unele și altele sunt științe. Cu alte cuvinte, există o obligație epistemologică și o responsabilitate epistemologică. Domnul conducător a spus de la început asta și este foarte important. Da?
Bun, dar dacă este așa, observați că acolo am pus o primă întrebare cu roșu. Dacă este așa, dacă cunoștințele sunt, nu sunt ceva absolut, obiectiv, imuabil, dat din afară, ci sunt rezultatul experiențelor noastre cognitive, păi asta nu duce oare la relativitate? Deci, relativitatea poziției observatorului nu duce la relativitatea cunoașterii. Și asta am pus întrebarea, da? Și mai târziu voi răspunde și veți vedea că nu. A doua prezumție comună este perspectiva comună asupra adevărului. Și aici, ce am vrut eu să spun? De la Platon este o chestie formidabilă. Diferența între doxa, părere, opinie, da? Deci, opinie, și știință, cunoaștere științifică, episteme, da? Asta este cel mai important și, de fapt, ăsta este clubul prin care eu vreau să vă provoc pe dumneavoastră economiști, da? Pentru că dumneavoastră puneți problema, bine, bine, ce cu economia? Poate să fie foarte laxă, să spună tot felul de teorie, etc., etc., că oricum, vorba aceea, în cap, da? Există rigurozitate științifică la economică? Asta este interesul dumneavoastră aici, da? Și atunci am încercat, din punct de vedere epistemologic, să insist asupra unei rigurozități științifice neapărate. Bun. Deci dacă, spuneam, există diferența între cunoaștere științifică și doxa, părere, da? Ce este cunoașterea științifică de la Platon, spuneam? Cunoașterea temeiului, a cauzelor. Știți că la început nu erau științe, era filozofie. Filozofia științei era același lucru, da? A cauzelor, aitia, astea erau cauzele, da? Și din cauze în cauze în cauze, da? Se vedea logosul, rațiunea lucrurilor, temeiul lucrurilor, da? Înlănțuirea și de aici a ajuns la unitate, da? Logosul unitar, lumea unitară, lumea una, etc. Ideea pe care a subliniat-o și domnul profesor, da? Deci dacă doxa e părere, ce înseamnă asta? Nu că nu e în câmpul logosului, sigur, oamenii care au părere au și minte, da? Fără îndoială, dar aici trebuie să explicăm foarte clar. Părerea este o părere particulară, legată de propriul meu mod particular, despre, mă rog, o problemă particulară și asta e. Un punct de vedere particular care nu este obligat să fie, poftim, folosesc un termen târziu, să fie falsifiat. Asta e părerea mea, da? Bun, dar episteme, știința, este legată de adevăr, adică este legată de criteriile de validare, da? Adevărul, am spus eu acolo, este intersubiectiv, este comunicat, doxa poate să fie și a mea și o împărtășesc soțului și bonjour și nu e nimic, da? Dar la cunoașterea științifică e altceva, e vorba de intersubiectiv, caracterul intersubiectiv al adevărului, e fondat, spuneam, aici e, știința caută temeiurile, da? Este valid, e prin verificare, da? Atenție, pe termen scurt, ce lung parte întreg, apropo de partea întreg subliniată de domnul profesor, și aici vă înțeleg pe toți economiști, dar fiindcă sunt din afară, da? De la filozofie. Am spus pe termen scurt și lung. Asta ce înseamnă? Păi, asta înseamnă că în economie trebuie să vedem nu numai ce este aproape de năsucul nostru, ci și dincolo de nas, da? Și pe termen lung și așa mai departe, și partea și întregul. Deci, iată, într-adevăr, gând la gând cu bucurie, practic noi cu aceste elemente pe care le-am adus, am vrut să provocăm, să zicem așa, partea dumneavoastră a economiștilor, cu aceste probleme de pur și simplu de reflexie, da? Iar, spuneam, cunoștința adevărată este reproductibilă, verificabilă. Deci diferența între doxa, între părere și adevăr și cunoștință. Și a treia asumție comună este falsificarea, da? Falibilismul Popper, da? Falsificarea ideilor științifice, da? Adevărul, spuneam, este o caracteristică a ideilor. Este prima condiție a realizabilității adevărului, este asumarea paradigmelor din care face parte. Aici iarăși este o înțepătură către economiști. Și nu numai, către științele sociale, este evident. Da, sigur, eu fac nu știu ce teorie savantă în economie, mă rog, nu eu, dar în domeniul dumneavoastră, da? Bun, dar înainte de toate trebuie să spun clar românește, deci să-mi asum clar paradigmele
cu care, da, presupozițiile, sigur că da, pe care le consider, mă rog, cele mai bune, pentru că numai așa apar lucrurile mai clare, da, mai așa. Și asta ajută la critica teoriilor. Vă spuneam eu înainte cum a fost critica de la Kant și la Hegel și n-are rost să repet, da? Și critica teoriilor duce, am spus eu, acolo chiar și la critica paradigmelor. Bun, și acum a doua întrebare, tot cu roșu, pe care am scris-o. Dacă teoriile sunt construite în diferite paradigme, este posibil dialogul între ele? Sunt ele reciproc traductibile, da? Dacă nu, dacă unii spun că nu, atunci e rău. Pentru că critica se pune sub semnul întrebării. Dacă nu sunt traductibile, nu există dialog, mă întreb cine critică, da? De ce să critic? Da, sigur, că de aici e un solipsism, așa, teoretic, eu cu mine, da? A, așa. Există și pericolul dogmatismului, n-are rost să insist, și este vorba de o limitare a falsifierii. De ce spun că este vorba de o limitare a falsifierii, veți vedea imediat. Dar eu spun că, ba da, teoriile sunt reciproc traducibile, dar, cum vedeți acolo, la un nivel științific mai înalt, inclusiv cu ajutorul filozofiei, imediat citesc mai departe, acest nivel este domeniul extern teoriei sau teoriilor respective. Și aici l-am subliniat pe Gödel. Acum a tradus într-un limbaj, în sfârșit, laic, teoria lui a incompletitudinii, etc., înseamnă ce? Deci tradus pe românește mai simplu. Înseamnă ce? Că adevărul, ați văzut, eu am folosit conceptul de adevăr, da? Că adevărul ultim al unui sistem, deci al unei teorii, da? E simplu. Este totdeauna în afara sistemului. Deci, lăsând la o parte matematica sau completitudinea sau lucrurile astea, este clar, da? E totdeauna în afară. Deci, totdeauna există un domeniu mult mai mare în afara teoriei. Și acest domeniu mult mai mare, el trebuie să valideze în ultimă instanță teoria. Pentru că dacă nu, nu. Da? Și vorbeam de Popper, da? Libertatea nelimitată de falsifiere. Și acum, dacă scopul științei este focalizarea pe o anumită problemă, apropo de ce ne spunea adineori conducătorul acestui joc de astăzi, mă rog, decuparea problemei, focalizarea, etc., etc., asupra cauzelor, am spus, evaporația, și punerea în paranteză a restului, deci se pune în paranteză exteriorul, da, despre care vorbeam înainte, la un moment dat, când ajungem la falsifiere, înțelegeți, trebuie neapărat să luăm în seamă acel exterior. Ați înțeles, da? Când facem teorie, e clar, decupăm din exterior. Și exteriorul îl punem în paranteză. Că noi, pe noi ne interesează problema. Wow. Dar pe urmă, în pasul următor, când avem teoria, este absolut obligatoriu să luăm în seamă, e clar, da? Și domeniul exterior. Și, sigur, am spus acolo rolul și progresist, dar și de frână al fragmentării. Domnul profesor a vorbit enorm de mult, în orice caz a fost un material absolut copleșitor, da? Așa, de fragmentarea științelor în general, da? Din secolul XIX, etc., rol progresist, evident, focalizarea, da? Dar și de frână la un moment dat, ceea ce de la sfârșitul secolului trecut și, deci, perioada actuală a vântului științific și tehnic, da? A dus la tendința de transdisciplinaritate, da? N-are rost să insist, așa, și la integrarea știință-filozofie. Spuneam înainte, da? Critică, etc., și prin integrarea știință-filozofie, da? E foarte important. Ei, și al patrulea element pe care vreau să spun rapid, al patrulea element comun și în același timp separat între științele naturii și sociale. De-abia cu voi vorbi de diferență. Falsifierea înseamnă repetarea verificării, validarea, sintetizarea corelațiilor permanente, nu, în științele naturii, sub forma unor legi. Deci, corelații permanente, în sfârșit, repetate, verificate în științele naturii sub forma unor legi. Legile sunt jaloane ale certitudinii, de aceea și asumă științele naturii falsifierea, pentru că au pe ce să se bazeze. Pe legi. Nu? Falsifierea totdeauna trebuie să aibă și această
mă rog, susținere, da? Și tocmai prin faptul că există legi, există și predictibilitate. Predictibilitate la nivelul necesității. Dacă am legea că atomii se mișcă nu știu cum, este clar, n-are rost să insist. Dacă în experimentul următor, da, atomii se vor mișca la fel pentru că, da, este clar. Deci predictibilitate la nivelul necesității. Hop, și acum vorbesc prima dată și cu asta am încheiat, mai am două slide-uri mici. Diferența între științele naturii și științele sociale. Păi, sigur, în științele sociale am, elementele sunt oameni cu rațiune și voință, da? Rațiune și voință sunt legate de interese, poziții sociale, idei, nu? E bine, diferența este, ca să nu mai lungesc, între științele naturii și științele sociale, este tocmai asta. În științele naturii avem legi și în științele sociale avem tendințe. Tendințe. E foarte, foarte important. Și voi vorbi mai departe, da? Deci, cumva, cumva, parcă, nu, domnul profesor a spus analogii tipologice, etc., etc. Eu vreau să vă spun că în epistemologie se, deja se vorbește de așa ceva, da? Deci, legi și bine. Și mai bine, vedeți? Așa. Bun, tendințe. Dar, încă o dată, reiau prima mea întrebare. Păi tendințe, tendințe, da, permite, asta înseamnă că se ajunge la relativism, la științele sociale. Atenție, nu am spus eu, deci nu se ajunge la relativism, da? Acum am dat răspunsul, țineți minte, din primul slide acolo legat de relativism și acum din nou am pus întrebarea și răspund nu. De ce? Pentru că am zis eu acolo, ca și în științele naturii, științele sociale au concepte ca modele ideale. Deci, ce vreau să spun? Că și în științele naturii și în cele sociale există ordine. Deci, deși totul pare un puzzle și ceva mare și mult și o zăpăceală, de fapt, știința înseamnă foarte mult ordine și disciplină și rigoare, da? Și de ce? Pentru că există niște instrumente comune, da? Există concepte, de pildă, ca modele ideale, da? Domnul profesor a vorbit, da? Pe urmă, științele sociale construiesc modele ale fenomenelor cu ajutorul conceptelor. Și modelele acelea sunt niște modele care, sigur, se schimbă în urma, mă rog, a multor procese. Dar ele sunt niște lucruri foarte sigure și, mă rog, certe, da? Pe urmă, științele sociale se concentrează asupra condițiilor, atenție, mediul exterior, condițiilor mediului, cauzelor fenomenului, inclusiv asupra ideilor care îl pot face pe om să moară pentru ele, etc., etc., asupra consecințelor, da? Bun, și de asemenea științele sociale au explicația și explicația se subordonează tendințelor, așa cum explicația în științele naturii se subordonează legilor, da? Și în unele și în altele au loc ipoteze. Deci observați foarte multă ordine. În sfârșit, fenomenele subiective, motive, intenții, voință, acțiune, sentimente sunt inteligibile științific și au cauze obiective. Deci, atenție! Eu vorbeam, mă rog, apropo de filozofie, așa, de faptul că în filozofie există uneori filozofie horoscop. Adică știți, bla, 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 vorbe multe, multe, fără, ați înțeles, da? Fără șir, ți se pare că se potrivește ca un horoscop, da? E clar, într-un horoscop se spune, fie așa pentru că, chestia aia se potrivește la orice, da? Vorbele astea multe se potrivesc la orice, nu. Filosofia este, vreau să rețineți, științifică, nu în sensul că este știință, știți asta, ci în sensul că este foarte riguros, curoasă. Husserl spunea filozofia ca știință riguroasă, da? Deci există și cauze obiective și, în sfârșit, cred că am încheiat, științele sociale, deci atenție ce scrie acolo, nu sunt interpretări subiective, nu sunt precise doar dacă folosesc matematica, aviz la unii care cred că precizia e dată numai de, nu sunt imature, termenul de imatur este din epistemologia științelor. Nu sunt imature din punctul de vedere al validării. Și am încheiat. Nu există diferență logico-metodologică între științele naturii sociale, ci doar una practică, de grad, adică relativ la tendințe.
Și am spus acolo, e vorba de aceeași metodă științifică, stabilirea normelor, criteriilor de validare, am spus care sunt criteriile, nu mai e timp pentru că vreau să închei, să le înțeleg puțin pe domnul profesor. Am spus că diferența practică decurge și din existența tipurilor de adevăr. Tipurile vi le-aș spune totuși, formal, factual, logic, matematic, analitic, sintetic. La analitic, sintetic sunt probleme probabil. Analitic este, eu știu, exemplul celebru, medic, chirurgii, eu știu, din chirurgia estetică, sunt doctori. Ce înseamnă asta? Că cunoaștem sensul fiecărui cuvânt, da? Și ce înseamnă chirurg, așa, și ce înseamnă doctor, deci putem să stabilim adevărul, da? Dacă folosim propoziția chirurgii, mă rog, esteticieni, sunt mai înstăriți, atunci se pune problema adevărului sintetic în ce sens? În sensul că știm ce înseamnă și cuvântul înstărit și doctor, mă rog, nu știu ce, dar pentru a vedea dacă într-adevăr propoziția este adevărată, trebuie să mai știi ceva pe lângă sensurile cuvintelor, da? Trebuie să știi ceva din mediul extern, da? Deci sensuri date de mediul extern, da? O treabă istorie, ca să poți să spui că da, sunt sau nu. De asemenea, am spus, element comun, explicațiile din științele sociale permit predicția, dar fiți atenți la nivelul probabilității. Deci am vorbit de tendințe, da? La nivelul probabilității. Aici e diferența. Acolo am legi la nivelul necesității, aici am tendințe la nivelul probabilității, este clar, da? Și științele sociale evidențiază cauze, după cum și cele ale naturii folosesc interpretarea. Iată, parcă m-aș fi luat după domnul profesor. Există și aici posibilitatea experimentului, a măsurării, etc., etc. Sunt multe lucruri, eu o să las acest, dacă trebuie, în sfârșit, multe lucruri comune. Apropo de consistență, am mai spus ceva. Consistența științifică. Ultima dovadă totdeauna este mediul extern teoriei științifice. Și științele naturii și științele sociale, pentru că știința tocmai asta vrea. Să cunoască lumea. Da? De aceea, în ultimă instanță, cele mai sofisticate chestiuni, totuși, în ultimă instanță, spuneam, trebuie să vedem ce ne spun nouă despre realitate. Da? Chiar consistența propozițională, etc., etc. Și, în sfârșit, spuneam, științele sociale sunt mai tentate să separe coerența internă a teoriilor de validare externă. Aici este o chestiune care este legată de economia dumneavoastră. Deci, iarăși, cum să spun, va timp, da? Spuneam, științele sociale sunt mai tentate să separe coerența internă a teoriilor de validare externă, da? Dar atenție! Dacă ignorăm această validare externă, ajungem pe terenul doxei, pe terenul opiniei. Dar asta nu mai e știință. Asta e, ați înțeles, eu spun teoria asta, dumneavoastră îi spune teoria aia, vom și... De aici spuneam necesitatea responsabilității epistemologice și am spus în loc de concluzii același lucru, tendințele prin intermediul subiecții, am vorbit de Max Weber, iată și eu, a ține seama doar de interes înseamnă opinie. Aici o chestie bună pentru dumneavoastră, pentru economiști, fiindcă economiștii nu lucrează cu conceptul de interes. Iar eu am zis așa, în știința economică, deci vorbim exclusiv de știință, a ține seama doar de interes înseamnă o raționalitate fragmentată, am subliniat, da? Deci ajungem pe terenul opiniei. Știința este obligatoriu critică și urmărește cunoașterea întregului a lumii. Tocmai critica până la capăt exclude pericolul relativismului. Pericolul relativismului este atunci când nu are loc falsificarea și falsificarea implică holism, istoricitate, evidențierea valorilor. Și iată cum fac legătura, da, și cu elementele spuse înainte, da? E vorba de un amestec aici, da? E vorba de totul care se leagă. Cam asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum... Înțepăturile. Păi, acum, uitați ce este. Care ar fi înțepăturile? Lucrarea este absolut impresionantă. Este absolut evident. Este o trecere în revistă extrem de sufoasă, extrem de bună, extrem de frumoasă. Sincer, mie mi-a plăcut, l-am înțeles, pentru că dânsul s-a referit la filozof și eu nu mai puteam de fericire. Dacă nu m-aș fi abținut, aș mai fi zis și eu ceva între timp, deci nu se putea, nu? Deci mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știu în ce măsură a avut rezonanțe, rezonanțe la dumneavoastră, în ce sens.
În sensul că noi comunicăm, când facem știință, da? Tot e intersubiectiv, comunicăm, este clar. Și nu știu în ce măsură ordinea pusă de dumneavoastră, pentru că domnul profesor a pus ordine, este absolut indiscutabil în foarte multele probleme. Nu știu în ce sens, în ce măsură ați putut recepta ordinea, da? Dar ordinea este foarte... Au fost trei pași la noi. La început a fost acordarea, după aceea a fost coerența și la sfârșit rezonanță. Bun. Așa, sigur că da. Acum, ce am, vreau să spun ceva comun și deci nu le înțeleg. Da, ceea ce a fost comun și la domnul profesor și la mine a fost nevoia de a evidenția comunul între științele naturii și științele sociale, deci inclusiv economie, de ce? Nu pentru a spune, ei, e comun. Și alții spun, e diferență. Nu, ci cu un anumit scop. Eu vă spun acum de scopul meu, eu nu știu care a fost scopul domnului profesor, dar logic trebuie să fi fost la fel. Un anumit scop. Care era scopul? De a-i provoca pe economiști, adică de a vă provoca pe dumneavoastră, pentru că noi suntem aici la o dezbatere, eu sunt outsider, evident, la o dezbatere a economiștilor, de a vă provoca să gândiți lucrurile din perspectiva epistemologiei pe care am spus-o eu. Adică, oare economia pe care o fac, pe care o faceți, de știință, este știință episteme sau este doxa? Deci interes, opinie, etc., etc. Deci ăsta a fost, să zicem, primul element pe care a fost comun, da? Trimite pentru a regândi economia. De aceea am insistat și domnul profesor și eu asupra asemănărilor mai degrabă. Acum, sigur, nu sunt înțepături, că nu e cazul, chiar nu e cazul și nu pentru că m-a invitat. Sau, eu știu, pentru că cunosc, sigur că da, da, fără îndoială, așa, știți vorba, bun, bine. Sunt unele lucruri care este limpede că trebuie lucrate de către domnul profesor, acum vorbesc serios și deci suntem colegi aici strict egali. Deci ați înțeles, nu e vorba decât de egalitate, fiindcă dialogul științific presupune obligatoriu de egalitate, da? Sigur că se vede faptul că domnul profesor e filosof. A citit enorm de mult și știe enorm de mult, dar din perspectiva unui specialist, sigur că sunt unele lucruri, eu știu, e limpede că trebuie să mergem mai departe fiecare. Nu-i filosof prin naștere sau ce? Cum? Ați spus că nu-i filosof? Da, nu e filosof, este matematician. Prin naștere. Nu, deci, uitați ce este. Nu. Știu că e de acord. Nu. Și stați puțin, aici nu a fost. Cred că e clar ce vreau să spun. Nu a fost pentru a... Cred că e limpede, da? Pentru a spune, din potrivă, în modul cel mai sincer și cel mai serios, a fost impresionant, a fost și o dovadă, nu numai de capacitate de sinteză, mă rog, a matematicianului, etc., etc., dar a fost clar o dovadă a faptului că, iată, un om dintr-un domeniu oarecare, mă rog, aici matematic, că este atât de deschis către filozofie și către lucruri. Și știți, dați-mi voie să vă spun ceva. Domnul profesor este, de fapt, un model. Adică, cum să spun, un exemplar, mai bine, mai clar, un exemplar care arată cum suntem noi toți. Pentru că acest lucru se vede la toți, fiecare dintre oameni, nu? Dorește să știe mai mult, să înțeleagă, etc., etc. Dar, fără îndoială, așa cum spuneam, un specialist într-un domeniu spune ceva. Acum, unele lucruri. Ați vorbit de workability. Da, o teorie trebuie neapărat să lucreze, pentru că altfel nu se poate, da? Deci, aici era vorba, tendințele. Dumneavoastră a spus numai analiză tipologică. Domnul profesor a spus un element foarte important, că nu prea se poate vorbi de predicție în științele sociale. Eu am demonstrat că da. Dar, încă o dată, predicție la nivelul probabilității și nu la nivelul necesității. Eu m-am referit la părerea comună. Deci eu am pus încă... Când am vrut să spun, când am pus acolo, am spus, iată ce se spune, astea sunt părerile. Părerea mea
este așa sau așa, dar astea sunt părerile. Acum, rămâne să le judecăm. Da, da. Sunt și eu de acord că doar sunt econometrician, acolo să fac predicții ca tendințe, nu ca fix, că asta o să fie cum apare mâine luna pe cer. Sigur, sigur. Și nici aia nu e chiar așa sigur. Totdeauna. Așa, așa, da? O altă chestiune. Nu are nicio legătură cu noi și de-aia voi trece rapid. Domnul profesor a făcut distinția materialism, ideal, spiritualism, nu știu ce. Acum, mii de scuze. A dat o definire, o explicare în sensul ăsta, da? O definire atât de caricaturală, simplistă, dar nu a dumnealui. Dumnealui a preluat-o, v-a și spus că preia puncte de vedere, da? Atât de simplistă și caricaturală că leșim. Adică, nimeni în afară de, nu știu, ionieni, deci n-are rost să vorbim, mă rog, de ce s-a întâmplat acum 10.000 de ani, da? Nimeni între materialiști, îi mai materialiști, n-a spus că materia, cum să spun, e ceva palpabil, etc., așa, și că din ea iese spiritul, decât într-un mod foarte simplist. Au fost sigur unele exagerări, dar foarte simplist, vreau să vă spun. Bun, nomina odioza nu merg mai departe, dar asta trebuie să spun. Eu am scris de altfel despre conceptul de materie, două studii care au apărut în Noema, puteți să le citiți, în 2012 și 2013, da? Vreau să spun acela studiu, nu vă citim doar, da? Da, da, e pe internet, sigur, taman despre conceptul de materie. Și acolo, între altele, mă rog, o bibliografie enormă și în sfârșit, e ceva foarte reușit, mi-au zis colegii și, mă rog, recenzenții. Așa, am vorbit și despre Lenin, deci încă o dată nu vreau să merg mai departe, dar vreau să vă spun așa, că Lenin însuși spunea, deci, culmea, da? Așa, de-aia l-am dat ca exemplu pe el și nu pe alții, da? Așa, Lenin însuși spunea materia. Materia este doar un concept care acoperă existența obiectivă, realitatea, dădea el sinonime. Dar cum e și ce fel e și cum înțelegem și ce iese? Asta e procesul obiectiv firesc, dar spunea el, ar fi absurd să avem o perspectivă simplistă și cu asta închei că nu mă interesează materia, cum că nu are nicio legătură cu discuția noastră. Ce vreau eu să vă spun? E foarte, foarte bine, serios, deci nu glumesc. Că domnul profesor a preluat păreri, punctul de vedere comun despre problema X sau Y. Ok, dar de ce suntem noi, cercetători, oameni de știință, da? Să mergem la finețe și să arătăm că materialismul în sensul ăla simplist nu e așa, decât la unii, așa. La spiritualiști, la fel, nu. Pentru că, vreau să vă spun, Platon, sorry, mii de scuze, nu mă pot abține, dar trebuie. Platon, care este socotit spiritualist, este clar, da? Lumea ideilor, da? De acolo totul, etc. E bine, Platon însuși a spus, și de fapt domnul profesor a spus acolo, Platon însuși a spus, dar nimeni nu neagă realitatea. Nu a vorbit, el a vorbit și de atom, mă rog, așa cum a spus domnul profesor. Problema este alta. Nu că negi realitatea, problema e cum o explici. El era filozof. Și cum explici? Că din realitate apar lucruri? Da, sigur! Dar noi trebuie să explicăm de ce, cum, ce fel de aceea a ajuns el, mă rog, la teoria formelor. Deci, chiar, și poftim iarăși nomina odiosă, da? Așa, doar atât și Marx are chiar prima teză asupra lui Feuerbach. Prima, ați auzit tezele asupra lui Feuerbach, prima teză, prima. Și ce spune? Păi, domnule, idealismul, adică taman, spiritualismul ăsta de care vorbea domnul profesor. Păi este filozofia cea mai bogată, ați înțeles, cea mai cea. De ce? Pentru că tocmai, deci asta a spus-o Marx, deci de-aia vi l-am citat, da? De ce? Pentru că tocmai spiritualiștii, spunea Marx, au atras atenția asupra funcției active, asupra dinamicii. Pentru că altfel materialismul, în sensul vulgar, este așa, am niște lucruri palpabile, molecule sau ce vreți dumneavoastră și din ele apare ceva, păi nu apare. Da? Bun. Deci, sigur că domnul profesor spunea că nu este de acord cu punctul de vedere al lui Protagora, omul e măsura tuturor, ok.
Domnul e măsura tuturor lucrurilor, nu este chiar așa. Protagoras a avut o perspectivă epistemologică. Nici nu a spus bietul de el că toate lume sunt după chipul și asemănarea, să zic așa, omului. Nu. A spus că omul vede. Deci, ați înțeles? O chestie, diferența între evoluționist și transformist, dar și realmente am încheiat. Sincer, vă mulțumesc încă o dată. Foarte, foarte interesant. Mi-ar plăcea foarte mult să continui și să mai văd, pentru că mi-ar plăcea să văd și punctele de vedere ale noastră economiștilor. Dar această perspectivă holistă, să zicem așa, despre știință e foarte frumoasă și să știți că îți mulțumesc în egală măsură și conducătorului jocului. Mulțumesc foarte mult! Profesoare Baz, aș putea spune aici dintr-un film al lui Sergiu Nicolescu, M-au ciuluit. Adică tirajul acesta de cuvinte cu densitate mare ne-a ciuluit. Sigur, lecția 2 urmează un nou Manoilescu, Popovi se transformă în Manoilescu, încercând filozofia științelor economice pe care o așteptăm și o invităm pe doamna profesoară vis-a-vis de acest lucru. Dar vreau să spun ceva. Și anume aici e spiritul lui Müller Rothbard, lângă el este și spiritul lui Kirchner, care a analizat termen lung și termen scurt. Iar economiștii au scos din context de la Keynes, nu are rost să gândim pe termen lung, pentru că toți vom fi morți. Deci gândim pe termen scurt. Pe termen scurt gândesc acționarii. Ei avea așteaptă dividendele mâine, după ce au investit astăzi unitatea monetară. Se plânge șefa de la Pepsi. Dom'le, ăștia sunt de groază, acționarii. Deci totul este orientat, timpul numai capte, pe termen scurt. Dar în acest sens, aș spune doamnei profesoare că la Davos tema centrală a fost următoarea. Marea transformare. Formarea de noi modele. Nu? Aici am un copac care are rădăcini și roade. Nouă ne place să vedem roadele, e greu și nu vedem rădăcinile. Popovici Alexandru a încercat să cizeleze câteva rădăcini. Dau cuvântul celălalt opozant, să spun în ghilimele, în planul științific și al referatului, colega noastră de la Institutul Ludwig Mumili sau Institutul de Economie Mondială, Academia Română, Ana Vărtățean. Mulțumesc mult pentru invitația organizatorilor, profesor Costea Bordanu și colegii Alex Gurisacă. Și bineînțeles, cu toți vor implicați în organizarea evenimentului. Am să încep prin a spune că am primit referatul domnului profesor luni sau marți, așa că notele mele de lectură sunt în aceste 3-4 zile pe referatul primit. Așa că le voi spune ca atare, așa cum ne-am cu impactul care a venit în momentul în care am citit. În primul rând, interpretarea. Ce interpretez, cum am interpretat demersul, ca întreg, domnului profesor Popovici. Un demers cumva dinspre abstract spre particular, spre foarte abstract și foarte general spre particular. Deci din de la o definiție ale științei, ale științelor naturii, științelor sociale, problemelor filozofice de ordin ontologic și epistemologic, de aici toate acestea se oglindesc, asta mi se pare că e principala presupoziție, se oglindesc de la nivelul acesta înalt, filozofic, ontologic, epistemologic, în științe naturale și sociale. Acum, sigur, întrebarea și nedumerirea ar fi cum este văzută relevanța, care e relevanța pentru a defini noi domeniul acesta al științelor sociale, pentru a stabili statutul. Înțeleg că ăsta e scopul.
discutăm, e doar o desfășurare de forță pentru stabilirea contextului sau din aceste definiții urmăm să deducem cumva statutul științelor sociale, problemele care sunt și acele nuanțări din plin. Acum, încă o observație. Referitoare la afirmația din prima parte a eseului. Problema definițiilor cât mai neutre, acceptate de cât mai mulți. Aș putea să-mi exprim aici o opinie sau o critică. Acordul cred că este aparent la nivelul acesta de generalitate. De exemplu, spune știința este căutarea adevărului. Dar în momentul în care încercăm să stabilim care e adevărul, dăm imediat de o mulțime de teorii, de răspundențe, coerențe, etc., etc. Și într-o dată ne trezim în același impas al multiplelor paradigme pe care vorbea și doamna profesoara în baza. Acum, sigur, nu cred că este surprinzător că de la un nivel, dacă la nivelul filozofic, ontologic, epistemologic, domină curentul pozitivist sau scientist sau falsificaționism popperian sau anarhismul epistemologic al lui Feyerabend. Sigur că astea le vedem reflectate în științele particulare și în economie și în psihologie și în filozofiile acestor științe. Cu siguranță. Problema este dacă făcând acest demers dintre abstract, de la abstract spre concret, ajung la rezultate relevante. Ipoteza mea ar fi că demersul ar trebui să fie cumva invers. Să uităm ce spun economiștii epistemologi. Epistemologii care chiar activează în domeniul economic. Pentru în acest sens m-am gândit să arunc în dezbatere așa pe masă câteva opinii. Sau câteva, dar nu opinii, ci adevărate teorii și teze ale unor astfel de economiști. Foarte pe scurt. M-am gândit să vă vorbesc despre foarte puțin și tangențial despre Menger, pentru că am mai făcut o dezbatere ca aceasta și nu vreau să mă repet, despre concepția lui Mises, despre Robbins, Daniel Robbins și James Buchanan. Câteva exemple. Ce spun acești economiști? De ce zic ei că e important să izolăm metodologic câmpul științelor umane? De ce sunt deosebite totuși? Mă opresc la un eseu al lui Mises care are chiar același titlu, filozofia științelor naturii și filozofia și științelor sociale, și în care Mises, economistul austriac, puntează două mari diferențe. În primul rând, studiind acțiunea umană, pentru că, ca economiști, studiem, de fapt, acțiunea umană, așa, studiind acțiunea umană, avem cumva un avantaj pe care nu îl avem în științele naturii, și anume o cunoaștere din interior, în raport cu o cunoaștere din exterior. Cunoașterea din interior a ceea ce se întâmplă în interiorul celui care acționează, faptul că urmează un scop, faptul că utilizează niște mijloace. De exemplu, atunci când se produce o tranzacție. Deja intuim că este un scop în tranzacția aceea. Fiecare dorește să câștige din urma tranzacție. În schimb, butul avantajos. Sunt implicate scopuri mijloace. Pe când în științele naturii nu dispunem de acest avantaj. Adică ne uităm din exterior la piața care cade și de aici deducem cumva legile sau le formulăm pe baza observației sau altor metode.
Dar... Te-a atacat de tot pe geodezic, deci tot un aspect al eficienței. Da, să continui. Un al doilea aspect interesant și în același timp care punctează această diferență, tot la SEO-ului Mises, este faptul că experiența cu care se confruntă cercetătorul științele sociale e întotdeauna complexă, rezultatul unor forțe diverse. Și ca să-i citez și exemplu, dacă acesta e de fapt dezavantajul științelor sociale în raport cu științele naturale. Dacă permiteți să-mi citesc exact exemplul lui Mises, da, în științele sociale, spune Mises, economistul, să spunem, sau cercetătorul se află exact în poziția în care s-ar afla un acustician care ar avea ca material de lucru sunetul pe care îl produce o orchestră la un concert sau o cădere de apă. Și nu ar avea sunete izolate. Deci, în fața acestui aspect, ei bine, din aceste două observații, care pleacă cumva de la specificul științei economice și specificul obiectului de studiu al economiștilor, decur mai multe lucruri, inclusiv elemente legate de ce metode e mai bine să utilizăm. De exemplu, care ar fi consecințele pe planul utilizării metodelor statistice. Statistica este văzută din punctul acesta de vedere ca o metodă de cercetare istorică. Experimentul nu e posibil în sensul experimentului din științele naturale. Tezele științelor economice nu sunt verificabile empiric în sensul verificabilității empirice a tezelor din științele naturale. Nu. Bine, scuze. Cum nu? De exemplu, legea utilității, pentru legea utilității marginale sau legea cererii și a ofertei, aceasta se păstrează indiferent de situația existentă, de situația particulară. Apoi, alte aspecte care le un aspect foarte important legat de metoda de lucru. Aplicarea teoriei economice la situațiile concrete, reale, nu trebuie să consta într-o explicare de manieră superficială, consideră Mises, sau unor fapte pe care alți oameni le interpretează altfel doar pentru a fi conformă cu teoria sau pentru a verifica teoria. Iar acest lucru cred că e constatat de pildă de Marc Bloch, economistul, un economist iarăși cu contribuții în domeniul epistemologiei, menționez lucrarea Auto-Economist Explain, care consideră că economia, în momentul actual, a evoluat spre un fel de rețetar econometric, cookbook econometrics, în care faptele sunt foarte, se încearcă foarte mult așezarea faptelor de așa manieră încât să verifice teoria, fără să se uită cu adevărat la aspectele care o infirmă. Bloch fiind un falsificaționist, fiind adeptul falsificaționist coperial. Acum, asta nu implică că Marc Bloch și
Mises, Ludwig von Mises, a aceeași opinie, nu, din partea liberă. Mises nu este niciun caz un economist de tip falsificaționist, un epistemolog care susține falsificaționismul. Un al doilea economist pe care aș vrea să-l aduc în discuție, sau exemplele aduse de acest economist, este Lionel Robbins, care în eseul Relativitatea cantităților economice arată că raritatea, bogăția, bunurile economice sunt concepte economic. Sunt concepte care nu depind strict de aspectele fizice, ci sunt concepte care au foarte mare legătură cu aprecierea pe care o are om. Raritatea este în funcție de cerere, bogăția, la fel dacă este apreciată de om. Bunurile economice pot fi bunuri economice doar dacă sunt apreciate în felul acesta, adică sunt cerute, același cum într-o comunitate de asceți este bun liber, iar într-o comunitate de sibariți, spune Robbins, este un bun este un bun economic, în sensul conceptului de bun economic. Și, de exemplu, producția de război, spune Robbins, la un moment dat un exemplu în acest context, producția de război din timpul războiului era cu adevărat un capital, reprezentam cu adevărat capital, în sensul conceptului economic de capital, dar după încheierea armistițiului a ajuns de fapt risipă de resurse. Același element fizic și-a schimbat cu totul sensul în funcție de aprecierea umană. Din punctul de vedere al lui Robbins, referiți la profesorul de la Cambridge. Da. Nu cred că a fost denunțat. Da. Lionel Robbins arată, consideră că, prin aceste exemple, arată că sunt limite importante pentru a folosi aceleași mijloace și aceleași metode cantitative în știința economică, ca și în știința, ca și în științele exacte, în special problemele, menționează problemele de agregare a unităților valorice din statistici. Totodată, mă voi referi și la exemplul pe care îl dă James Buchanan, care pornește tot de la, de la obiectul de studiu al economiștilor, piața. Atunci când considerăm piața ca un mecanism de alocare a resurselor, și asta e concepția noastră despre piață, vorbim automat de agregate și încercăm să utilizăm instrumente statistice pentru a le agrega de calcula. În eseul What Should Economists Do? James Buchanan exprimă o poziție de fond față de această concepție cu privire la piață și consideră de pildă conceptul de piață tradițional, cel utilizat și de economiștii clasici. Piața este întruchiparea la nivel instituțional a unui sistem a schimbului voluntar. În felul acesta, numai dintr-o dată, metodele se dezagregă. Nu mai e nevoie de agregarea tuturor resurselor, de calcule, de și așa mai departe. În încheiere aș menționa faptul referitor la observațiile doamnei Ana Balzac. Aș menționa un fapt. Anume, la chestiunea aceasta, că în economie există
legi, există tendințe și nu legi, pe când în, în științele naturii există doar legi. Ca direcție de, de studiu așa, l-aș menționa de Neuber, care arată sau își exprimă următoarea concepție. Deși metodele pe care le utilizăm în studierea fenomenelor sociale sunt diferite, deci ca și mize, sunt un adept al dualismului metodologic și nu al monismului, ele au un caracter riguros. Sunt legi, în continuare, nu le numește tendință. Deci, nu e nevoie ca monismul, să avem acest cuplu, monism epistemologic, legi, și dualism epistemologic, legi și tendință. Da, toate sunt legi, ziceți dumneavoastră. Toate sunt legi. În concepția lui Menger. Eu pun pe masă aceste concepții pentru dezbatere. Asta este strategia. N-am vrut să intru în aspectele terminologice. Cum am menționat și doamna profesoară, Ana Barzac, sigur că pot fi multe dezacorduri cu privire la definiții, chiar și în forma care sunt actualmente. Cu privire la nuanțările de la finalul articolului, în parte, unele cred că sunt dacă intrăm la discuții mai detaliate, poate ajungem la anumite contradicții. Dar așa, la nivel general, da, nu pot să spun că poate fi un... o justificare teoretică acestor observații și concluzii o să ofere în partea a treia. Da, și atunci, exact. N-a dezvoltat argumentația teoretică acestor. Exact, atunci poate așteptăm pentru discuții să vedem exact care sunt... Dar cred că trebuie să acum să este o despre că... Care sunt justificările și de aceea n-aș intra în discute și în dileme de genul acesta. Dar aș vrea să spun că sunt elemente de pus pe masă în continuare în această discuție care marchează o diferență fundamentală între cele două paradigme, între cele două tipuri de filozofie, filozofia științelor sociale și filozofia științelor naturii, și că acestea nu cred că vin neapărat în maniera aceasta a deducției, dacă asta e poziția, dinspre abstract, spre concret, și încercăm să vedem mai la firul ierbii care este obiectul de studiu al științei economice cu viziunea celor care practică știința economică. Domnul Ghealomițean. Îmi gândi o precizare. Să nu uităm că... Dați pe interviu. Să nu uităm că totuși acest ciclu de întâlniri are în vedere trei prelegeri ale domnului profesor. Acum ne-a făcut o punere a problemei în legătură cu relația între științele naturii și științele sociale. Punerea problemei. Următoarea conferință va muta planul discuției în zona științei economice. Și va discuta... Cu toate astea se pot sesiza, nu mai se sesiza, dar înțeleg o anumită ordine pe baza unor presupoziții. Nu s-a uitat acum la statutul științei economice. Va face treaba aceasta în a doua întâlnire. A doua prelegere. Va vorbi despre austrieci, despre neo-keynesiști și despre neomarxiști, despre radicaliști. Și a treia prelegere se va reîntoarce la problema relațiilor între științele sociale și științele naturii, da? Încercând să recupereze concluziv punerea problemei care a făcut-o acum și apoi particularitatea pe cadrul științei economice. Așa ce puțin înțeleg este succesul. M-ați înțeles mai bine decât mine. De aceea zic, acum, într-un fel, este prematur ca să punem în discuție, ca exemplificare, situația chiar și epistemologică, metodologică a științei economice, pentru că nu sunt abordat acel lucru. Nu abordat încă și nu-i cunoaștem din punctul de vedere.